Felicitări, ziua 21! Ați reușit 21 de zile complete, succesive, pentru a vă crea noi conexiuni neuronale și pentru a accesa în viitor aceste instrumente ori de câte ori aveți nevoie automat. Felicitări! Celebrați! Bravo, corpule! Bravo că ai spus asta! Și ai folosit aceste instrumente succesiv, poate și seara, și nu numai dimineața. Bravo! Noi uităm să ne celebrăm, uităm să ne mai zicem un bravo și nouă. Și corpul, spuneam că e o energie, e o entitate, da? Celebrați orice mică realizare din viața voastră. Celebrați-o, mulțumim corpului, mulțumim ființelor de lumină care ne-au sprijinit, disciplinei care s-a creat, grupului, energiei voastre fizice că s-a deplasat în fața calculatorului sau telefonului, energiei voastre spirituale că a fost deschisă pentru a învăța ceva nou, pentru că nu toți suntem, trebuie să ne dăm această recunoștință, da? Bravo, felicitări! Răsfățați-vă astăzi cu ceva, nu știu, ce vă face vouă inima să cânte? Un masaj, cosmetică, o prăjiturică, o ceva. Și o să vedeți că corpul o să vă aducă și mai multă bucurie, pentru că îi da și lui bucurie când celebrați. Bravo! Felicitări! Dacă simțiți că v-a adus valoare, puteți să lăsați și o donație, ori Revolut, ori PayPal, edencenter.ro@gmail.com, dar nu mai folosesc e-mail-ul, e doar pentru PayPal. Ori îmi scrieți 0740176750, e și PayPal-ul și vă dau și contul dacă e nevoie. Și dacă vreți să continuați transformarea și disciplina, sprijiniți de un grup, observați că e mult mai ușor să intrăm într-o energie a grupului și pe lângă că avem această energie care e mult mai puternică, ne urnim mai ușor pentru că ne luăm un angajament. Spuneam, ideal ar fi chiar să vă găsiți și un partener, o prietenă care să mai tragă de mânecă, așa, ce mi-ai făcut? Astă seară ai spus 3-5 minute afirmațiile? Te-ai trezit de dimineață să participi un live? Apropo, chiar dacă nu ați făcut succesiv 21 de zile, puteți să reluați și chiar dacă nu este live, puteți să vă puneți intenția să mergeți cu grupul în momentul în care s-a făcut live-ul, da? Noi avem putere extraordinare și putem efectiv să trecem prin bariera timpului ca să vă conectați cu grupul. Și apropo, în viitor sunt oameni care participă în programul din august, de exemplu, vindecarea trecutului și reinstaurarea noi realități prezente și viitoare, sunt oameni din alte țări. În America, de exemplu, e cu totul alt fus orar. Dacă nu reușiți, fiind o oră mai înaintată noaptea pentru voi, nu reușiți să fiți live, înainte să mergeți la culcare, puneți intenția să vă conectați la energia grupului care o să aibă loc la ora voastră X și puneți și întrebările care le aveți, intențiile voastre care le aveți pentru a crea. Pentru că oricum, până la urmă, creierul în somn e mult mai deschis. Și pe de altă parte, eu simt acea energie și cu siguranță o să vă dau și ceva mesaje de care voi aveți nevoie. Și puneți și întrebări, puneți întrebări în live-uri. Atunci când reușiți să le vedeți, puneți întrebări, eu revizuiesc oricum întrebările, comentariile și vă răspund în sesiunea următoare, în cel mai rău caz. Deci totul e să vrem, că se poate, da? Orice altă scuză, până și cu timpul, vedeți, și cu banii și cu orice, sunt doar scuze. Și conștientizați acest lucru. Programul acesta de 21 de zile a fost gratuit pentru cei determinați. Apoi o să fie prin donație, tocmai pentru ca să intre în grup doar cei care sunt pregătiți să facă schimbarea și vor cu adevărat să aplice aceste tehnici și să păstrăm o vibrație înaltă a grupului. Conștientizați că aveți puterea să treceți peste orice așa zis obiecție, orice așa zis motiv pentru care nu puteți să aveți disciplină în ceva anume. Și tot ce a scos asta la suprafață, eliberați, distrugeți și decreați de un Dumnezeu lion de ori,
Write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyond. Write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyond. Poke and pot, poke and pot, poke and pot. De câte ori ați început ceva, determinați, luându-vă angajamente față de voi pe care apoi vi le-ați încălcat. Și sunt cele mai grave angajamente pe care cu consecințele cele mai grave pe care le facem, pentru că ne autosabotează apoi toată viața noastră asta și viitoare, da? Știți, de acele angajamente până și de castitate, de sărăcie care se fac în anumite vieți anterioare, care se afectează viața curentă și de aceea e important curățate. De câte ori v-ați luat angajamente pe voi, pentru voi pe care vi le-ați încălcat? De câte ori le-ați încălcat cu scuze minore? N-am timp azi, 3 minute, 5 minute să spuneți niște afirmații, de exemplu, acum, pentru sufletul vostru. Dacă n-aveți 3-5 minute pentru sufletul vostru, nu trăiți. Ce rost are să mai fiți pe această planetă dacă nu aveți să faceți timp să faceți puțin ceva din ce vă face sufletul să cânte? De câte ori v-ați luat astfel de angajamente? Și tot ce a scos asta la suprafață, toate aceste angajamente încălcate, care acum vă autosabotează, cu care vă autoflagelați și nu mai doriți să vă luați alte angajamente, vreți să le eliberați, distrugeți și decreați de un Dumnezeu lion de ori? Spuneți da, da. Dacă doriți. Write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Poke pot, poke pot, poke pot. Rugăm ființele de lumină închinate luminii în slujba luminii, care vor, pot și au drept divin să ne ajute astăzi. Să ardem instantaneu toate angajamentele vechi pe care mi le-am luat și sunt care sunt pregătite să se elibereze acum. Toate angajamentele vechi sunt arse și noi angajamente benefice luminii spre binele vostru înalt și binele înalt al întregii creații sunt acum rescrise pentru binele vostru suprem în toate viețile voastre. Amin, amin, amin. Toate vechile angajamente malefice pentru voi în acest moment, care v-au ajutat doar temporar, sunt arse acum și noi angajamente benefice vouă, angajamente pe lumină, spre binele vostru înalt și binele înalt al întregii creații în toate viețile voastre, sunt rescrise acum. Write a rogue with a bad, tot ce împiedică acest lucru, eliberând, distrugând și decreând de un Dumnezeu lion de ori. Da, write a rogue with a bad, pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Write a rogue with a bad, pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Poke and pot, poke and pot. Și toate scuzele cu care ne autosabotăm, și la care, dacă ne punem întrebarea cu adevărat, corpul nostru simte dacă e adevăr sau nu, sau minciună acest lucru. Care e ultima minciună care v-a spus-o când ați vrut să faceți ceva regulat și nu v-a ieșit? Și apoi întrebați, e adevărat că nu am bani? Și cu siguranță nu, că programul ăsta e gratuit. Deci căi se găsesc, important e, o să discutăm imediat, că avem alte idei de spus, dar energia grupului iar m-a dus în altă parte. Nu aveți timp? 5 minute să spuneți niște formulări? Sau nu aveți timp pentru ceva anume? Ce v-ați spus voi atunci? E adevărat? Că așa? Și vedeți cum simte corpul vostru. Contracție, minciună sau adevăr, expansiune. Și de acum înainte folosiți instrumentul ăsta. Ori de câte ori autosabotorul din voi iese la suprafață și își mai bagă coada cineva pentru a nu merge ușor spre lumină, deveniți conștienți și puneți întrebări. E adevărat că? Și eliberați, distrugeți și decreați toate aceste false obiecții pe care vi le-a spus în viața voastră pentru a merge la cu totul alt nivel, pentru a vă transforma viața în toate arile, în echilibru, în armonie, în toate planurile, pentru voi și cei, și impactând pe cei din jurul vostru. Și tot ce scoate asta la suprafață, eliberat în distrugere și decreând de un bezilion de ori. Da, write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Write a rogue with a bad pot and poke all nine shorts, points and beyonds. Poke and pot, poke and pot, poke and pot. Ok. Cum simțiți? Sunteți mai ușurat? Ok, astăzi voiam să punem niște concluzii la acest program.
Deci, încă o dată, sărbătoriți toată ziua. Bucurați-vă, faceți ce vă face inima să cânte, să vă expandeze aura și mai mult. E o realizare imensă, pentru că vă trece la un alt nivel în viața voastră, atât cât sunteți pregătiți acum să faceți acest prim pas. Cine e pregătit să meargă mai departe? Vinerea o să ne continuăm să ne întâlnim gratuit, să ne recreăm săptămâna. Noi suntem altfel, nu? Săptămâna începe cu aproape weekendul. Cine spune că trebuie să înceapă lunea? Uai, e luni, da? Să se înceapă cu bucuria, vinerea. Și în același timp, deși cine chiar vrea o transformare majoră, începem de mâine programul de vindecare a trecutului și eliberarea și recrearea unei noi realități prezente și viitoare, în care efectiv facem multe lucruri care sunt benefice oricăruia în orice domeniu, pentru că o să începem cu curățări pe entități, curățări pe demon, curățări pe ființele infinite, sufletele voastre care au ales să plece, au dat corpul altui suflet și de fapt apoi a regretat decizia și a rămas agățat de diverse zone din corp. Și atunci gândiți-vă, când vă căsătoriți cu cineva, când faceți o terapie, când faceți dragoste cu cineva, care din acele ființe infinite e implicat în acel proces de fapt? Și ne întrebăm de ce e așa o încălceală și de ce nu ne ies lucrurile. Pentru că noi am întâlnit oameni până și cu 28 de suflete blocate în suflete ale lor, blocate în sufletul lor. Doar ultimul, celălalt și-au dat acordul să plece, doar ultimul trebuie să rămână acolo. Și e foarte important procesul ăsta. Și primele zile o să lucrăm pe această curățare în ogor cât se poate, vedem ce alte instrumente din ce mai folosesc și eu în meditații, regresii, șamanism apar. Și după ce avem ogorul acesta curățat, începem să construim cu formulări care să ne curețe cât mai mult din karmă, cât ne lasă Universul să curățăm în acest moment, din karma voastră, karma neamului, și pentru a putea accesa o cu totul altă realitate, alt viitor. Viitorul, de fapt, sunt linii de timp pe care putem să le accesăm, putem, așa și clarvăzătorii văd ceva anume, dar ei văd una din acele linii. Nu înseamnă că e singura realitate posibilă viitoarea ta. Nu! Avem N viitori, N tipuri de viitor. Totul depinde de noi, de alegerea curentă, de acele decizii, spuneam, responsabile, conștiente pe care să le luăm, de a ști ce pași să facem să creeze cât mai mult în viitorul nostru. Și curățând și aceste blocaje o să ne ajute mult mai mult să mergem spre acel viitor cât mai luminos pentru noi, în drept divin, în această viață. Noi suntem cepe, oricum, cu diverse lucruri de eliberat, de curățat, o să curățăm atât de adânc cât ne lasă Universul. Și în Access mai e această curățare, deci theclearingstatement.com, această curățare pe care tot o spunem, are ceva special, are ceva că nu doar curățăm foi de ceapă, nu. Curățăm sferele nucleate, adică câteodată există posibilitatea să tot elimini foi de ceapă și să nu termini niciodată, tocmai pentru că sunt aceste sfere nucleate în care recrează și fac lucrurile să meargă pe un pilot automat la infinit. Și aceste sfere nucleate curăță și ajung chiar la miezul cepei, când e momentul pentru fiecare. Nu? Dacă vreți să învățați mai mult din instrumentele care le folosesc, avem grupul de 5 plus o lună bonus. Bine, puteți face și doar o lună în care, în fiecare marți, avem seminarii de 3-4 ore în care live sau înregistrate, în care învățați diverse și curățați diverse aspecte. După cum știți, tot ce fac, facem schimbare aici. E benefic să folosiți și ulterior din acele instrumente, dar nu învățăm doar teorie. Curățăm și schimbăm lucrurile, da? Haideți în sfârșit la concluziile acestui program, da? Deci e important să realizăm că suntem ființe infinite. Luați-vă puterea în mâini, da? Sunteți infinite și ființele infinite nu au nevoie de protecție. Aveți nevoie de protecție ca ființă infinită? Ființele infinite sunt conectate la abundența supremă a Universului. Tot timpul au ce e nevoie, cu siguranță, și dacă își eliberează limitările acelea că doar atât merită, au
infinit ca să poată și ajuta infinit pe cei din jur și pe ei, da? Cum puteți crea mult mai multă valoare în jurul vostru? Putând avea și partea financiară să o faceți sau nu? E o alegere, da? Deci luați-vă puterea în mâini. Voi sunteți creatorul vieții voastre prin aceste decizii pe care le luăm pas cu pas. Luați-vă responsabilitatea, da? Vieții voastre și puterea în mâini. E extraordinar de important. Ieșiți din victimă. Sunt prea mic, ce pot face eu pentru mine, pentru cei dragi? Ce pot face eu în situația asta? Puteți face imens și ați învățat instrumente în acest instrument, în acest program, puteți învăța în continuare cine vrea să meargă mai departe. Puteți, aveți puterea să vă schimbați viața voastră, a partenerului, a copilului, a familiei și a oricăruia din jur. Și ați văzut oameni care deja după 2 zile în program au făcut acest lucru. Până și entități, ați văzut sferele de lumină extraordinare care au apărut să ne arate că sunt lângă noi și ne sprijină. Nu suntem singuri. Tatăl Ceresc, energia masculină, ta Mama Pământ, energia masculină. Și ei sunt feminină. Deci masculinul e sus, femininul e jos, da? Sunt mereu lângă noi și ne sprijină. Simțiți-vă sprijiniți. Multă lume are probleme cu articulații exact din a nu ne simți sprijiniți în această viață. Pentru că scheletul e sprijinul corpului fizic, da? Deci simțiți-vă sprijiniți tot timpul. Ființele de lumină sunt lângă noi, ne-au arătat prezența. Tatăl Ceresc, Mama Pământ sunt lângă noi, chiar dacă părinții fizici nu mai sunt. Și chiar Adela ne-a dat o explicație foarte interesantă, că eu nu înțelegeam de ce n-am văzut niciodată în live. A zis că a văzut un film în care se demonstra că tot timpul el apar doar în înregistrări, după ce se procesează înregistrarea automat, nu în direct. Interesant, nu? Deci, dacă aveți nevoie și de dovezi, Universul ni le-a dat, da? Totul depinde de voi. Luați-vă puterea în mâini și folosiți-vă această putere și ieșiți din victimă. Acolo vă luați puterea singur și vă autoflagelați singur, vă bate singur și nu puteți schimba lucrurile. Când începeți să puneți întrebări de genul cu care am lucrat și mai facem și astăzi, când începeți să folosiți orice instrument care ați rezonat voi din orice seminar, din orice carte, din oriunde ați fost, faceți ceva și schimbați lucrurile, da? Un alt aspect important, în afară de responsabilitate și luarea puterii în mâini și ieșirea din victimă, este punctul vostru de vedere creează realitatea voastră. Deci atenție la gânduri, atenție la ce vă turulează mereu prin cap, atenție la ce vă spun ceilalți. Nu cumpărați punctele lor de vedere. Aveți puterea să spuneți, e părerea lui, e părerea ta, e punctul tău de vedere, mulțumesc, ce punct de vedere interesant. Deci nu acceptați ca realitatea voastră realitatea altora. Pentru că dacă cineva vă bagă în cap că nu se poate, nu se poate. S-a atâtea cazuri, știți, care vedeau entități, vedeau multe până la 3, 4, 5 ani și apoi început să li se spună, nu există, nu se poate, da? Și au închis darul ăla. Și alții chiar la vârstă mult mai înaintată. Am și lucrat cu pacienți care, în fine, ajunseseră să nu mai meargă la servici că vedeau. Puteți Aveți puteri imense, puteți spune stop până aici, nu va vi se ia acel dar. Deci punctul vostru de vedere creează realitatea. Deci trăiți în conștiență. Ăsta iar e un punct esențial în spiritualitate. Fiți conștient de gândurile voastre, de lucrurile care vă ies la suprafață, motivele voastre, că tot am lucrat un pic la început, acele lucru cu care ne autosabotăm că nu se poate și apoi intrăm pe panta descendentă. Și pentru că ni se testează efectiv determinarea câteodată, să vedem cât vrem de adevărat să se schimbe lucrurile. Și dacă vreți să învățați mai mult din aceste instrumente de cum să luați decizii, să știți să alegeți ușa care se deschide în fața voastră, din N uși care sunt, ce creează mai bine în viitor, cum să trăiți mai mult în această conștiință, da? Să fiți la trăiți prin întrebări și prin a fi conștient pas cu pas, vă invit și la cursul de Access la sfârșitul august, ultima sau penultima sâmbătă din august, o să fie curs și online și la sală. Și
Puteți repeta și o dată gratuit, e un cadou de la mine, de obicei ești la jumătate de preț, tocmai pentru că după practică aveți altă înțelegere sau dacă ați fost online să veniți în București când se așează pentru voi la curs să ne și vedem live. În online trebuie să aveți un partener sau un copil sub 16 ani, nu plătește eventual. Copilul vostru, cineva apropiat. Ok. Deci, luați-vă responsabilitatea în mâini, puterea în mâini, voi sunteți creatorul vieții voastre, ieșiți din victimă, punctul vostru de vedere creează realitatea, da? Și ca etape pentru a face transformarea, primul pas e această conștientizare, pentru care spuneți-vă bravo, că de asta sunteți aici. Ați realizat că aveți nevoie să schimbați, să faceți ceva diferit. Einstein spunea că suntem ființa cea mai ciudată de pe univers, din univers, pentru că facem același lucru constant și constant și așteptăm rezultate diferite. E ca o muscă care se lovește de geam și vrea să iasă afară mereu, mereu, și de fapt geamul e deschis 3 cm mai încolo. Nu, noi ne încăpățânăm, că așa vrem noi. Lăsați frânele de mâini și voi doar puneți întrebări, cereți schimbări și cereți Universului calea să vă ducă acolo unde vreți să ajungeți, da? Și de multe ori nu știm unde vrem să ajungeți. Cereți, nu știu, îndeplinirea țelului vieții voastre în această viață. Ce e spre binele vostru înalt în acest moment, da? Mintea noastră ne limitează. De aceea e bine să nu alegem exact direcția, ci doar calea pe care mergem, ci doar direcția, punctul final în care vrem să ajungem, nu cum vrem să ajungem, da? Bravo că ați conștientizat, ăsta e primul pas. Al doilea pas e să începeți să cereți și să căutați soluții, da? Fără a cere nu vi se dă niciodată. Și în Biblie ni se spune asta. Căutați soluții. Și trăind apoi conștient în a treia etapă, o să vedeți semnele, vedeți, nu știu, apare o carte cu un citat care ridică ceva, apare... conștientizează ceva în corpul vostru. Apare, nu știu, un video, apare o, până și un panou publicitar poate să vă dea un mesaj. Apare ceva, un prieten care vă spune ceva și vă face aha-ul. Și apoi întrebați, fiind în conștiință, întrebați. Acesta este semnul, ăsta e iar un instrument din Access interesant. Este acesta semnul pe care îl așteptam și vedeți cum vă vorbește corpul și cum simțiți acea energie. Și dacă încă mă aveți puteți participa la cursul de Access, da, să practicăm mai mult această simțire. Și dacă aceea e energia, mergeți pe acea cale. Deci căutați mai multe opțiuni, puteți să le scrieți și pe o hârtie cine e mai mental și apoi întrebați, simțiți ce vi se potrivește, da? E benefic mie? Ce creează peste 5 ani, peste 10 ani alegerea asta? Și ce creează peste 5 ani, peste 10 ani dacă nu fac alegerea asta? Și e această energie pe care, semnul pe care îl ceream și simțiți energia, da? Și apoi, odată ce ați ales responsabil, trăind în conștiință, responsabil, mergeți pe acea cale. Nu mai lăsați pe ceilalți cu punctele lor de vedere. Voi știți că acea cale, e, acel prim pas e primul pe calea măreață în viața voastră. Da? Și aplicați. Fiți determinați, fiți disciplinați în a merge pe acea cale, da? Cereți semne. Și dacă aveți nevoie de ajutor, căutați o comunitate, sprijinul unui grup, ca acesta sau oricare alt grup. Noi miercurea tot timpul ne și întâlnim în București, cine este în București, tocmai pentru a ne sprijini mai mult, să facem terapie unora, altora, vorbim, discutăm și am ajuns ca o familie în care ne știm toate hopurile la toți și ne sprijinim să mergem mai departe. E foarte importantă această familie de suflete. Familia noastră de multe ori nu alegem din contră să ne agite diverse aspecte din viață, să le vindecăm. E important să vă găsiți și un grup care să fie pe aceeași vibrație și frecvență cu voi și să vă sprijine, să vă dea încredere și să mergeți mai departe, nu o să sufere, o să familia din fricile lor de multe ori nu ne sfătuiește să nu facem același lucru, pentru că dacă ei n-au reușit, cred că și nici noi nu putem reuși. Dar nu, noi suntem
altă entitate, altă ființă de lumină. Avem lecțiile noastre, viața noastră, momentul în care ne luăm o decizie, dar decizie, cum v-am explicat, responsabilă, conștientă, ne asumăm riscurile și consecințele acelei decizii și mergem mai departe. Și nu mergem în cerc, a, ce-ar fi fost dacă aș fi ales altă ușă. Nu! Alegem conștient și atunci, cu siguranță, chiar orice hop ar apărea, trece mult mai ușor, pentru că noi suntem determinați să mergem către el și îl acceptăm și pe acel hop și lăsăm să treacă cu energia lui peste viața noastră ca salcia în vânt, cum am mai discutat în videourile anterioare. Da? Deci alegeți conștient, responsabil și aplicați. Da? Conștientizați nevoia de schimbare, fiți responsabili și cereți și căutați soluții, simțiți ce vi se potrivește și apoi aplicați și fiți disciplinat în acea aplicare și căutați orice metodă vă ajută să continuați acea cale pe care voi v-ați ales-o și simțiți că vi se potrivește. E important, deci, să vă sprijine, să aveți oameni în jurul vostru care cred în voi și vă dau încredere în voi, să vă accesați acea putere interioară, acea sămânță divină și să mergeți mai departe. Mai toți oamenii de succes de pe această planetă n-au reușit din prima. Edison a făcut numai și vreo 10.000 de teste până a reușit să facă becul. Dacă el la 1999 ceda, ce se întâmpla? Walt Disney a fost la câteva sute, nu mai știu exact numărul. 3, 4, 500 de bănci până a reușit să ia împrumut pentru a crea Disneyland. Pentru că toată lumea a zis că e nebun. Cine cui pasă de acel tărâm al copilăriei? Că nimeni nu o să fie interesat. Și nu i-a dat credit pe acel plan de business. Dacă el renunța, câți oameni după 10-20 de bănci ar fi renunțat, dar minte câteva sute? Deci când știți ce vreți, mergeți înainte și schimbați lumea. Voi, de fapt, sunt cei care trăiți în conștiință, cei care știți că aveți omenire pe acest pământ, voi sunteți cei care schimbați lumea. Voi sunteți cei care schimbați această planetă și acest univers și care vă impactați după viața voastră, viața celor din jur și viața întregii planete. O să lucrăm din ce în ce mai mult, v-am spus, puteți efectiv să dăruiți din această conectare cer-pământ, această iubire necondiționată, recunoștință întregii planete și să transformați lucrurile și mai mult, să aduceți energie din întreaga planetă și din toate ființele care vor să contribuie până și elementar, până și planete, până și munte și pământ și plante și copaci și brazi, să-i lucrați să contribuie în viața voastră și să vă ajute să vă îndepliniți acel țel spre binele suprem și în drept divin. Tot timpul nu încălcăm voința divină, în drept divin. Ca să fie așa cum e benefic vouă, în ritmul potrivit vouă. Nu cereți toată karma în viața asta dacă nu sunteți pregătiți să o duceți, da? Că am câteva cazuri de astea, da? Cereți în drept divin, în voie divină. Dar cereți din ușurință, cereți atunci când sufletul vostru devine conștient și cere schimbarea. Nu când începe să fiți în baston, nu când începe să fiți cu o boală gravă, când ați ignorat aceste semne ani și ani și zeci de ani și atunci sunteți nevoiți să primiți un șut în fund de la univers ca să faceți schimbarea. Bravo vouă! Uite, iar o altă metodă să sărbătoriți, că dacă sunteți în acest program, bravo! Simțiți că puteți să faceți schimbarea cu ușurința fără a ajunge. Știu N oameni de afaceri care au avut afaceri de milioane de euro, au vrut să se sinucidă pe. Am avut și invitați la emisiunea Știință Transformare în Nutriție de la 6 TV, mai găsiți pe YouTube. Au vrut să sinucidă, efectiv erau la etajul 10, voiau să se arunce și a ajuns să se reveleze ceva că au altceva de făcut în viața asta, așa cum transformă viața oamenilor din experiența lor. Banii nu sunt totul pe această planetă și în spiritualitate sunt mulți astfel, inclusiv eu și întâlnesc mulți în jurul nostru care au avut totul. Eu aveam vilă pe malul mării plătită de firmă, aveam mașină, asta cea, car de benzină, secretara, ei se ocupau de chirie, se ocupau de tot. Și am, de fapt, a fost cum o înțelegere cu Universul, am acel job pentru a putea avea liniștea interioară, că știu că aveam nevoie de asta,
pentru a face ce fac acum de 10 ani în România și să pot să sprijin firma și să în această trecere, în reașezarea energiilor și înspre conștientizare, spre a deveni mai responsabil cu viața noastră, spre a investi în prevenție, mult mai mult prevenție fizică, energetică. Și apoi mi s-a oferit un job în Londra, la fel, cu totul pe tavă, cu salariu de multe mii de euro și fără nicio grijă. Dar am zis gata, deși aveam echipe în mai multe continente, transformasem viața oamenilor din echipă de la a învăța engleză că e mai greu cu rusa. În fine, iarăși, apropo, începusem să învăț, începusem cât de cât să înțeleg și exact atunci a fost un hop în care a început exact ce vorbeam la început. Ce scuze vă găsiți? A, că n-am timp, că sâmbătă asta făceam niște lecții sâmbătă. Sâmbătă asta nu știu cum, nu știu ce. Și așa am făcut și cu greaca, așa am făcut și cu rusa. Exact când începusem să înțeleg cât de cât ceva și mai era un pic să fac acel salt spre a avea niște abilități să rămână toată viața, am abandonat. Și ce, orice scoate asta la suprafață, ori de câte ori ați abandonat exact înainte de a reuși să inventați becul ca Edison. Eliberați distrugerea și decrează un Dumnezeu lion de ori. Write a rogue de bed, pot nepoc, all nine shores, poets and beyond. Write a rogue de bed, pot nepoc, all nine shores, poets and beyond. Că pot, 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 pot. Deci am zis nu, am mai făcut o călătorie inițiatică în Asia de vreo 2 luni și apoi știam că asta e misiunea mea, să aduc mai multă conștiință în România și românilor, în primul rând, pentru început. Deși în Azerbaidjan, țineam seminarii și în Azerbaidjan, aveam doar duminica liber, dar și în Azerbaidjan, deci aveau atât de mare nevoie de. Țineam prin donație pentru liceu și pentru a hrăni cele două pisici. Asta a fost trecerea mea la alt nivel de a face full-time asta. Deci erau oameni extraordinar de deschiși. În orice țară, de fapt, sunt suflete, poate nu foarte mulți, 5-10% din acea populație, dar dacă voi sunteți pe o anumită vibrație și conștiință, o să atrageți pe aceiași oameni pe care puteți să-i ajutați. Tocmai de aceea am făcut și programul de marți în care să vă dau atât de multe instrumente și ne dorește să știe cum să ajute mai mult pe ceilalți din jurul lor și poate să facă și oficial prin seminarii sau terapii. Am adunat eu în 20-30 de ani călătorind prin toată lumea și învățând de la oameni care au călătorit prin toată lumea. Deci, ok, unde ne-a dus fluxul, de unde voiam și unde am ajuns? Despuneam că fiți conștienți și simțiți ce vi se potrivește, căutați soluții, simțiți ce vi se potrivește, fiți responsabili și aplicați acele soluții cu disciplină. Și un astfel de grup vă poate ajuta și pentru mine l-am pornit, recunosc. Dar una e să știi clar, să intri într-un ritm de a face lucrurile și alta e să, hai că fac eu un pat liniștită. Oricum mă trezesc la 6 și fac diverse până la 8, dar te mai asomni, nu te mai una alta, una e când ai aici un sprijin. Deci ajutați-vă pe voi și ajutați și pe cei din jurul vostru, pe vibrația la care sunteți. Deci ideea neîncheiată era asta că banii, jobul nu sunt totul. A fi fericit, de fapt, înseamnă a fi fericit în toate ariile vieții. E un studiu Gallup făcut și doar 7% din oamenii de pe planetă sunt fericiți cu adevărat. De ce? Pentru că, nu știu, unii au succes în business, dar n-au sănătate sau n-au familie împlinită sau au pierdut relațiile. Unii au relația împlinită, au copii, dar simt că n-au jobul. Și tot așa, a fi fericit cu adevărat înseamnă a fi împlinit în toate ariile vieții tale. Înseamnă ca pe pista de atletism, acești alergători din fiecare arie din viața ta să nu se depărteze foarte imens de mult unul de celălalt. Pentru că atunci se rupe firul și nu mai sunteți bine în pielea voastră, nu mai sunteți împliniți. Tocmai de aceea, această schimbare în vibrație, în frecvență, în trăire, în conștiință, în responsabilitate, deși pentru unii e science fiction, nu cred nici mărturiile care sunt, pentru că sunt încă la un nivel în care nu pot accesa acea realitate.
Deci această trăire în schimbare de vibrație, trăire în conștiință, mi se pare calea ideală să schimbăm toate arile din viața noastră. Bine, poate nu toate odată, poate în ritmul în care Universul poate să ne dea acea schimbare, poate în ritmul în care noi suntem pregătiți să învățăm lecțiile, să schimbăm acea arie din viață. Dar cu siguranță această expandare a aurei, această conectare cer-pământ și trăire în conștiință ne face și mai protejați să și atragem la noi oportunități, evenimente, persoane, locuri care avem nevoie și să ne recreeze toate ariile vieții. Pentru că știți bine, vedete au mai totul, dar dacă în piramida nevoilor, sus de tot, este contribuția. Contribuția. Dacă avem totul și totuși nu contribuim, noi nu ne îndeplinim menirea noastră ca ființă spirituală în această lume. Asta e motivul pentru care am făcut trecerea, eu și mulți alții care am avut totul spre altceva, care știam că nu o să fie chiar cu floricele pentru o perioadă, dar care ne împlinește mult mai mult. Deci eu pot să țin seminarii 10 zile continuă, că nu sunt obosită, mă trezesc mult mai odihnită. În afară de Access, care încă, în fine, văd la mulți cursurile de Access foarte consumatoare energetic, curățării. Deși se fac curățări și în rest, dar nu știu, în fine. Trebuie să găsesc, cred că, metoda mea de Access în care mă conect, fac mai mult acea conectare cer-pământ, ca să nu mai stau 2 zile să mă refac după un curs. Dar, în general, deci, când faceți ceva cu plăcere, cu iubire, cu contribuție în această lume, vă încarcă și vă expandează și mai mult această aură și vă simțiți împliniți și puteți să faceți pe pilot automat orice, da? Deci, de aceea e important să alegeți conștient, responsabil ce vreți să faceți și jobul și meseria care vă încarcă și vă aduce fericire pe planeta asta și poate fi un hobby. De ce nu am elibera orice vă face să credeți că nu puteți trăi dintr-o hobby, din ceva care vă aduce bucurie, plăcere, iubire în viața voastră? Vă vreți să eliberați, distrugeți și decreați de un Dumnezeu de ori? Write a rogue de bed, pot ne poc, all nine shores, poets and beyonds. Write a rogue de bed, pot ne poc, all nine shores, poets and beyonds. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pot ne poc, pot, da, se poate trăi și sunt foarte mulți care o demonstrează. Se poate trăi făcând ceea ce îți place. Se poate trăi în armonie, în plăcere, încărcându-te prin creația pe care o aduci în această lume. Și, de fapt, atunci aduci cea mai mare contribuție în această lume. Când faci cu plăcere și când faci cu iubire, cu mulțumire, noi humanoizii spuneam că există efectiv o rasă a celor care suntem atrași de această parte spirituală. Noi humanoizii efectiv nici nu lucrăm pentru bani. Pentru cei care mă cunoaște, știți cât de mult am dăruit gratuit în ultimii 10 ani. Dar totuși trebuie și voi să vă asumați cumva responsabilitatea și, din păcate, acum încă mulți sunt la nivelul în care doar partea financiară poate să-i banii, poate să-i urnească să zică, mă pierd dacă nu particip și dacă nu fac ce am, era să mi-am luat înțelegerea să fac pentru transformarea mea. Dar noi, umanoizii, facem lucrurile cu plăcere, gratuit, fără bani. Nici nu așteptăm bani. Și atunci putem crea mai mult, de fapt, că nu așteptăm neapărat nici o mulțumire, nici o energie, un mulțumesc care vine înapoi, tot o energie și o echilibrare a energiilor. Dar, efectiv, noi până nici asta nu așteptăm. Și în momentul în care cineva poate vă dăruiește pentru un hobby al vostru, pentru ceva ce ați creat, bani sau altceva, un cadou, cât de confortabil sunteți să primiți? Să primiți din acea energie a creației din bucurie. Și orice rezistență în a primi și a trăi din creația din bucurie, vreți să eliberați liturgia și de creați de un Dumnezeu de ori? Write a rogue de bed, poate poc, all night shores, poate bion. Write a rogue de bed, poate poc, all night shores, poate. Ok. Deci dăruiți acestei univers și fiți pregătiți să primiți și bani și orice alt tip de energie pentru a face ceva ce vă încarcă. Și e dreptul vostru divin de a face asta, pentru că noi am fost născuți aici să facem ce ne place, nu cum ne-am educat în comunism, să fim o furnicuță care de la 16-18 ani stă în același job și face ce spun alții să-i facă.
Nu, luați-vă puterea în mâini, spuneam. Creați-vă agenda vieții voastre voi, nu lăsați pe ceilalți să vă pună în agenda lor. Dacă voi nu vă faceți agenda vieții voastre, tot timpul o să găsească cineva să vă ia în agenda vieții lor. Luați-vă un timp pentru voi zilnic, o oră, două, trei și creați din acea bucurie a vieții, din acel hobby, din acel lucru care vă aduce împlinire. Ok, haideți. Că astăzi depășim recordurile la timp. Am vrut să vă doresc cât mai mult. Apropo, și instrumentele astea ultimele care au venit sunt din partea cu banii. Joi o să fie un seminar care e doar 149 de lei cu instrumente și curs oficial de la Access, pe care putem să-l predăm noi, facilitatorii de Access Bars, doar până în septembrie, așa că profitați. Sunt câteva cursuri. Introducere în diverse cărți. Banii nu sunt problema, tu ești, este cartea de joi asta. Și primiți instrumente pentru a lucra mai mult cu această creare din bani de bucurie. Ok, mantra Access. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Și cu respirație și cu perineu tonifiat, dacă ați rezonat cu instrumentele alea extra din Access. Inspirație prin inimă, da? Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Până rămâneți fără aer, să eliminați toate toxinele emoționale. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Și în programele lunii următoare, 10 ore o să mai spunem aceste afirmații, poate adaptate pe tema pe care lucrăm mai specific. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine, ultima rundă, cu bucurie și ușurință și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Mai cu putere, ultima rundă. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie. Mulțumim blocajul nou pe comunicare, că se eliberează. Și tot ce a scos asta la suprafață, liberând disurile și declarând domnul desurile unde ori, right around the back, the back, all night short spots. Right around the back, the back, all night short spots, and beyond, poca, pot, poca, pot, poca, pot. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Ultimele cinci. Mai cu putere și inspirație și expirație și mai profundă să eliberați cât mai mult. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Cum vă simțiți corpul? Expandat? Mulțumim curățenilor, mi-au dat și lacrimile. Așa că de ultima tură din program, curățăm mai profund. Cum e corpul vostru? Lăsați-l să expandeze. Explozie de foc divin în inimă, explozie de foc divin care crapă ca o coajă de ou orice e pregătit să elibereze acum din corpurile voastre și e malefic. Explozie de foc divin să elimine orice protecție malefică care care vă ține acum în creșterea voastră spirituală. Explozie de foc divin. Amin, amin.
Ok, și întrebările. Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în realitatea voastră financiară, în relația cu partenerul, la serviciu? Unde aveți de rezolvat, da? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cu inima, cu emoția, da? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Păi ce-am sus, nu puneți mâna. Mai evitam toxinele astea emoționale. Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața noastră? Și ultimele 10, mai cu putere, inspirați și expirați mai profund să liberăm cât mai multe toxine. Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum poate deveni mai bine de atât? Ce altceva e posibil în viața voastră? Cum simțiți? Ce se creează? Mai mult loc? Mai multă expandare în viața voastră? Să vină alte lucruri noi? Spre binele vostru înalt și binele înalt al întregii creații? Rugăm ființele de lumină închinate luminii, slujba luminii, să ne aducă spre noi tot ce spre binele nostru înalt și binele de întregi creații. Și mult mai ușor, mai mult în drept divin și cu mai multă ușurință în ce mai cu hopuri în viața noastră. Amin. Bucățele de asemenea vizibile pe care să le putem vedea și în zilele care urmează, în perioada care urmează, în recrearea vieții la alt nivel, în toate planurile noastre, în armonie. Prosperitatea, nu abundență de facturi, dar prosperitate și financiară și orice tip de prosperitate vă doriți în aia voastră. Iubire, bucurie. Amin, amin, amin. Cum vă simțiți corpul vostru? Pentru ce sunteți recunoscători astăzi? Eu sunt recunoscătoare că a venit copilul și de obicei și băgăiana sucului de 6 ani să vadă ce se întâmplă pe aici și să vă vadă. Și acum a văzut că n-am terminat și m-a lăsat. Am închis și m-a lăsat. E o altă schimbare pentru prima dată că se întâmplă asta. Voi pentru ce sunteți recunoscători? Și expandați această recunoștință, iubire necondiționată și către cei dragi din viața voastră și către toate câmpurile voastre și în apartamentul, clădirea în care sunteți, cartierul, orașul în care sunteți, poate chiar țara în care suntem, dar și către cei dragi, proiectați în fața voastră partenerul, prietenul, copilul, copiii, frați, surori, mamă, tată,
Partener de job, de viață în general, în diverse proiecte, tot ce simțiți voi să proiectați. Și le dăruim iubire necondiționată, recunoștință. Mulțumim. Amin. Amin. Cum sunteți? Cum e corpul vostru? Ce au creat aceste curățări și acest program în general în viața voastră? Aș fi recunoscătoare să mai scrieți, chiar dacă îl vedeți în reluare, chiar dacă îl reluați iarăși să fie 21 de zile succesiv. Nu contează, o să mai trec prin acest grup. A fost o onoare să vă servesc. Mulțumesc pentru că am împărtășit energia. De astăzi acest grup o să fie privat. O să devină accesibil doar prin donație pentru cei care se determină să facă schimbarea. Așa că voi sunteți privilegiați că sunteți deja aici. Dați valoare acestor instrumente și treceți 21 de zile succesive prin ele dacă n-ați făcut-o. Și dacă doriți să mergeți și la un nivel mai înalt, vă invit să continuați programul și în august. E prin donație minim 149 de lei, deci preț infim de 1 euro, 5 lei pe zi, pentru a vă ajuta a continua disciplina și în a recrea trecutul, a vindeca trecutul și să-i restaurăm o nouă realitate prezentă și viitoare. Iar în septembrie o să lucrăm pe bani. Deci o să mergem mult mai profund să eliberăm acele convingeri limitative, acele lucruri care ne țin în a face schimbarea în aceste arii din viața noastră. Și vindecarea trecutului, apropo, e foarte importantă pentru că știți, karma de familie se duce pe 7 ani. Dacă nu lucrați pentru voi, și lucrați măcar pentru înaintașii voștri să se simtă împliniți și în liniște, să se ducă acolo în lumină, liniștiți că s-a rezolvat ce era de rezolvat. Și dacă nu lucrați nici pentru ei, lucrați măcar pentru generațiile voastre viitoare, ca copiii, nepoții și ceilalți să nu mai care pietrele astea de moară pe care voi n-ați vrut să le lucrați când era momentul să le lucrați. Normal că o să lucrăm cât e în drept divin să eliberăm în acele 20 de minute, eu știu cât o să lucrăm, dacă n-ajung 50 ca acum. Și cine vrea, și mai profund, spuneam că ne întâlnim miercuri în București, facem diverse schimburi, e preț modic doar pentru sală. Joi am clubul de acces, iar un preț foarte accesibil. Și marțea e pentru cei determinați cu adevărat să învețe tot ce știu eu, să meargă la alt nivel. Și iarăși un preț infim față de valoarea acelor seminarii săptămânale cu care puteți să și ajutați pe alții și să-i ajutați pe cei dragi și în cabinet și să predați și să faceți terapie. La cursul de acces, apropo, la sfârșitul august, acea diplomă efectiv vă asigură posibilitatea să practicați internațional Access Bars. Ok. Mulțumesc mult pentru tot. Recunoștință pentru tot că am fost împreună. Dați valoare tehnicilor, folosiți-le și scrieți-mi ce au creat pentru voi și în viața voastră și a familiei voastre. Namaste. Divinul din mine salută divinul din voi. Și puteți pune și întrebări viitoare aici. Vinerea dimineața o să continuăm să ne întâlnim gratuit. Dacă nu sunteți chiar determinați să faceți salturi uriașe, continuu să lucrăm zilnic. Dacă n-ați completat, apropo, pentru GDPR, să putem ține mai ușor legătura bit.ly/recreare zi, completați, pentru că unele sesiuni nu o să mai fie neapărat aici, o să fie într-o sală de seminar. Să vă trimit link-ul cine dorește să participe în continuare. Ok, la revedere!